Salut și bine te-am găsit! Pentru tine un tank review astăzi și să știi cu mare, mare bucurie și după multe, multe așteptări din partea lui Nicușor. E bine, Nicușor, dragă, uite, am tankul pentru tine din spate, nu știi ce, e doar o cutie, dar din lateral și din față, cu siguranță îți poți da seama ce este. Este vorba de Hori Type 3. E bine, un tank destroyer japonez care, din punctul meu de vedere, arată chiar ca o cutie. Nu știu dacă a fost vreodată construit tankul ăsta sau doar a fost în schițe, dar pare foarte, foarte simplist. Și cu toate astea, nu trebuie să te duci în, să te înducă în eroarea acestei imagini simple, adică, mă rog, tăierile astea care parcă au lucrat cu drujba în acest tanculeț. Ei bine, după cum vezi, țeava este, face tot. Țeava face tot, să știi că și armura, dar hai să vedem ca și aspect. În primul rând, ca și aspect, îți spun sincer părerea mea că tankul ăsta nu e nici cum, e chiar nici cum. Și ca să schimb cumva înfățișarea lui, i-am pus un camuflaj rar, grafit, și de asemenea i-am pus, după cum vezi, și acest foarte frumos pumpkin, ca să, da, să fie ceva, să arate cumva tankul ăsta, că în rest, te spun sincer, la ce liniare este un tank de tot răhățelul. Ei bine, da, unde îl găsești tanculețul ăsta? Pe linia japoneză. Eu am făcut niște, da, am sărit un pic peste tanculețul, să știi, nu prea am jucat. În schimb, am jucat tankul Horiul de 8 și este un tank foarte troll, foarte bun din punctul meu de vedere și calitățile, de exemplu, ale țevii, mie mi-au plăcut foarte, foarte mult. Un reload care se apropie de, apropie de 10 secunde. Adică este acel timp de resetare a camuflajului, ceea ce înseamnă că nu vei pierde mult din DPM când vei juca tactica Peekaboo. De asemenea, penetrare bună, alfa damage bun, tot ce vrei la acest tankuleț. În schimb, după cum vezi, are o penetrare cel de 8 de 248, alfa damage 400, apoi pe muniția premium AP are o penetrare de 300, 300 și un alfa damage de 340, deci este un pic de diferență între cele două muniții. Dacă treci în schimb la tierul 9, să știi că am văzut mai de mult acum un an sau doi când a apărut această linie la Mitzi 69 pe YouTube, a făcut review acestor tankuri și am văzut un lucru ciudat care să știi că e de luat în seamă. Depinde cum stai tu cu creditele, dar după părerea mea și părerea lui, bineînțeles, spunea că ok, ai două muniții, AP-ul de bază și AP-ul muniție premium. Ai o penetrare care diferă foarte mult, de la 290 la 340, de exemplu. În schimb, alfa damage este aproape identic, 560-545 este fix. Deci, categoric, ar trebui să folosești, logic și normal, să folosești doar muniție gold, simplu. De ce să mai porți după tine muniția AP, să tot să schimbi de butoane? Ceea ce, să știi, se repetă și la tierul 10, un lucru foarte interesant. După cum vezi, alfa de 560-545 este cam la fel, de asta să știi, eu efectiv nu am muniție de bază AP, deși probabil ar trebui ca să fac economie de credite. Ei bine, hai să intrăm pe Armor Inspector. Tankul este hârtie, așa zici tu. Da și nu. Da și nu. Chiar dacă tankul arată foarte ușor penetrabil, să știi, din perspectiva lui S4 cu calibrete shells, pe muniția premium normal, da, într-adevăr, ești ușor penetrabil, dar să știi că va trebui să te cam ochească ca să te lovească. Și în multe cazuri să știi că te ochești aici și shell-ul lui merge în altă direcție. Deci, categoric, dacă ești de la distanță medie și mare, vei primi bounce-ul în acest tanculeț. Cât despre armura laterală, armura laterală este foarte proastă. Ai doar 90 mm de armură. Asta înseamnă că tu trebuie să stai puțin înclinat și ceva de genul la 20 de grade și aici, să știi, vei primi bounce-uri în momentul în care te întorci, te răsucești, te tragi după clădiri și mai departe. Dar ai mare grijă, 90 de minute de armură, să știi, este foarte puțin. La tier 10 sunt foarte multe tankuri care au peste 90 de milimetri de penetrare pe partea de high explosive, deci ca urmare să vă face și un damage imens. Iar în spate 60, aici chiar vorbim de vreo 85%, 90% din tankuri au penetrare de peste 60, deci categoric vei fi heșuit în spate. Din păcate, modulele tankului nu sunt disponibile. La cooldown, să știi, poți să stai în puțin de cooldown, dar mare, mare lucru să știi, nu se schimbă, nu te sfătuiesc cu tankul să stai la cooldown, depresia este proastă, doar 6 grade, nu te ajută foarte mult. Ce e bine de făcut în acest tanculeț, e bine este să te miști stânga-dreapta, pe cât se poate. Deci, ăsta este un tank
Dansator. Deci cu tancul ăsta trebuie să dansezi efectiv pe câmpul de bătălie. Armura ta, să știi, este activă. Deci doar dacă o faci tu activă, doar atunci va fi armură eficientă. Dacă stai pasiv cu tancul ăsta, atunci și shellurile îți vor zâmbi în tine. Acestea fiind spuse, hai să intrăm pe al doilea site ajutător, unde găsim mult mai multe detalii despre acest tănculeț. E vorba de Blitz Hangar. Am făcut niște setări, să știi, am jucat câteva meciuri, vreo 30 de meciuri, nu mai știu exact, în acest tănculeț. Și o duc, să știi, din punctul meu de vedere, mediocru. 40 de bătălii și învingere de 60%, iar average damage-ul este mic, doar 2500, sub 2500. Da, este cam puțin, este cam puțin. Va trebui să mai lucrez la acest tănculeț. Oricum, eu am jucat tănculețul ăsta, să vezi, într-un mod mai agresiv. Pentru că, da, vorbind un tank destroyer, ai... Depinde de calitățile tankului, poți să-l joci pasiv în spatele echipei sau poți să-l joci în spatele echipei, cum să spună ție, pușând împreună cu echipa, ceea ce este un joc agresiv. Eu am ales a doua variantă, să joc un pic mai agresiv. E bine, deci, repet, aceste setări sunt absolut, rămâne la latitudinea ta cum consideri tu că este mai bine să joci acest tănculeț. Ceea ce spun este doar o părere personală și sper să nu-i nume de rău dacă nu coincide cu părerea ta. Ca și HP, stă foarte prost. 1750 HP este foarte puțin. Nu uita, 1625 este un max roll cu high explosiv de la, cu hash de la FV183. Deci categoric ești aproape one shot. Deci ai grijă, 2-3 shot-uri de la tankurile heavy, 3 shot-uri și ești pa. Deci ești tankul shot. Ca și view range, tankul stă ok, 273 de metri de view range este ok, așa cum l-am setat eu cu Optix. Ca și putere de foc, ai două muniții AP, una premium și una de bază și un high explosiv. E bine, DPM-ul este de aproape 3300, folosind gun ramurile și folosind muniția de bază. O penetrare care este o penetrare foarte bună, 310, și Alpha Damage 560. De asemenea, Alpha Damage care tu îl faci modulul este foarte, foarte mare, 203. Shell Velocity este slăbuț, 850 de metri pe secundă, deci asta te face să nu prea tragi la distanță mare, mai ales după tankurile în mișcare, nu le vei nimeri. Penetrarea ca speriată cu distanță este micuță, doar 3%, de asta nu cred, nu văd necesar să folosești Supercharge pe acest tănculeț. Calibru 150 și încărcarea este de 10,2 secunde. Ei bine, acum vine vorba de exact ce spuneam adineauri. Penetrarea pe muniția AP Premium este de 380. Asta este o penetrare fenomenal de bună. Absolut fenomenal de bună. Și un Alpha Damage de 545. 560-545, asta ziceam, este total cam tot acolo. Deci n-ai, nici nu are rost să folosești AP-ul, decât dacă vrei să faci, repet, economie de credite, pentru că AP-urile și high explosivele nu te costă nimic, zero. În schimb, muniția AP Premium costă 4800 de silver bucata. Ca și shell velocity pe această muniție este 880 de metri, 4% penetrare ca speriată cu distanța. Pe partea de high explosive ai o penetrare bună, 85 de mm, un alpha damage 640, mi se pare un pic cam mic alfa de mici, asta spun sincer, doar de 100 între cele două muniții, cam puțin, cam puțin, dar oricum trebuie să ai câteva montate pentru că nu neapărat damage-ul te interesează în damage-ul pe care tu îl faci direct unui tank când îl lovești cu high explosive, ci și faptul că dacă îl penetrezi și explodează într-o această muniție, îi deranjezi modulele și echipajul și ca urmare poți să-l faci praf pe acel tănculeț, mult mai ușor decât cu muniție normală. 3,5 este raza exploziei acestei muniții. Ca și gun handling, e bine, timpul de ochire este fenomenal de bun, 1,7 și dispersia 0,31, o dispersie absolut mediocră pentru un tank destroyer. Dispersia când tankul se mișcă, se rotește, după cum vezi, este foarte, foarte bine, deci categoric după caracteristicile acestei dispersii dimers, tu poți să tragi la distanță mică și medie fără probleme dimers. În schimb, aici apare o problemă cu unde îți selectezi, în ce direcție mergi pe hartă și cum te folosești de teren în favoarea ta. E bine, aliniamentul ției față de target este foarte prost. Are doar 6 grade de depresie și 14 elevare. Asta te face pe tine, în majoritatea cazului, să folosești zona de oraș, clădirile și nici de cum să te duci pe dealuri. Nu ai ce să faci cu tankul ăsta pe dealuri, nu poți să-ți cobori țeava deloc. Și dacă mai trebuie să mai și urci sau știu eu să cobori țeava, urci. Dacă vrei să urci, nu poți urca 14 grade și
de elevare este foarte puțin. Iar un alt mare defect, să zic așa, al tancului este faptul că țeava se mișcă stânga-dreapta doar 7 grade, astfel încât să nu-ți deranjeze șenilele și să-ți deschizi camuflajul. Încă un punct de a nu folosi tancul la distanță mare. Ca și viteză de rotire de 31 cu 31, sărătăște ok. Ca mobilitate, tancul are 60 de tone, are o viteză foarte, foarte bună cu fața 50 de km cu fața 20 cu spatele. Asta înseamnă că poți să urmărești tancurile heavy fără nicio problemă. Ca și cai putere pe tonă între 8 și 14, iar traversa se vântă între 23 și 38 de grade pe secundă. Chiar dacă ți-e strategic cu verde și zici ok, ești bun, nu uita, tu ești un tank care nu are turelă. Deci, ca urmare, în momentul în care tu ți-e se face Circle of Death, nu te ajută cu nimic 40 de grade pe secundă. Absolut nu te ajută. Cel care se face Brawling sau, mă rog, Circle of Death cu siguranță va câștiga dacă nu te folosești de obstacole, să-l blochezi și să-l ții tot timpul, să ții inamicul în fața ței vitale. Ca și mărime, tankul este foarte, foarte mare. 7 metri, peste 7 metri lungime, 2,9 lățime și 2,6 înălțime. Deci, categoric, și camuflajul, după cum vezi, nu este cel mai strălucit, între 7% dacă tragi din mers și până la 28% dacă stai staționar și nu tragi. Deci nu este un camuflaj neapărat bun. Ei bine, la tier, după cum vezi aici, la tier 10, da, la tier 9 vei încasa ceva bounce-uri de la majoritatea tankurilor. Site-ul ne recomandă 3 tactici. Frontline, să știi că da, este o tactică bună de asta în frontline, pentru că având o armură troll, mai ales versus tankuri medii sau tankuri de tier 9, ai șanse să încasezi bounce-uri în acest tanculeț. Și nu uita, trebuie să dansezi cu tankul ăsta. Site-ul mai recomandă și tot așa cu jumate de guriță să tragi de la distanță. Ei bine, da și nu. Nu neapărat că e o chestie rea. Cu un tank destul de normal că trebuie să stai la distanță, mai ales pe unele hărți unde trebuie să faci snipe. Castilia, nu știu, Dead Rail, sunt multe hărți pe care poți să faci, bineînțeles, și snipe. Problema este că Shell Velocity nu te ajută foarte mult. Dispersia nu este 0.31, nu este cea mai bună. Nu știu ce să zic. Da și nu, cu două tăișuri long range sniping. În schimb, 1 vs 1 ești bun. Într-adevăr, dacă îmbrățișezi inamicul, 1 vs 1 o să știi, vei face față majoritatea cazurilor, pentru că având o armură bună și un DPM bun, vei face față cu siguranță oricărui tank de pe câmpul de bătălie. Și hai să vedem primul match care este făcut de un prieten foarte, foarte drag mie. E vorba de Leaky care joacă în acest Hori Type 3. Da, Hori, da, iar să zic Hori. Da, într-adevăr, Laurențiu s-a întors. Nu este la fel de activ ca și înainte, într-adevăr. Dar să știi că e pe joc, e cu noi, își face treaba, își face ceva de misiuni, mai stă și joacă în pluton cu prietenii. A fost și la noi pe voce și asta vreo câteva ore. Ne-am simțit foarte, foarte bine și să știi, ca o mică paranteză, dacă mă auzi, Laurențiu, îți mulțumesc din suflet, să știi, tu ai fost cel care în clanul 8 pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult să înțeleg jocul ăsta și m-ați învățat împreună acolo în clanul 8 foarte multe, sau mă rog, cam tot ce știu, de fapt, că restul l-am învățat pe parcurs, dar tot în clan fiind. Joacă pe Dead Rail acum cu acest Hori, joacă mai pasiv. Am pregătit pentru tine două jocuri, unul mai pasiv, unul de clan clasic Tank Destroyer, în care, după cum vezi, folosește camuflajul net, are muniție AP 28 și are și ceva muniție gold. El se bazează pe faptul că are 310 mm de penetrare, deci categoric să știi, nu ție, cum să zic, nu trebuie să iei neapărat în serios ce zic. Faptul că ai 310 mm de penetrare pe muniția principală, asta este foarte, foarte mult. Deci categoric tu majoritatea tankurilor le vei putea penetra. Ceea ce am spus eu din faptul că nu merită să ai AP-uri este doar pentru că are același alfa de mici, sau mă rog, similar, și atunci nu cred că stau să pierd o secundă, două din viața mea schimbând aceste butoane, schimbând muniția. Deci, după cum îl vezi, el folosește AP-ul și uite cum arată mouse-ul, cam brânză intră în el, AP-ul cu aproape 400 de mm de penetrare, deci categoric trebuie să ai muniția asta pregătită. Da, și la revedere. Bineînțeles, la revedere. Uite că a venit și primul kill. Un Mauschen, frățiorul mai mic al lui Maus. Săracul și el.
cu penetrare, bineînțeles, 553, a trecut de 4000 damage și, după cum vezi, 2 minute de joc. E ceva fenomenal. Deci, absolut, tankul ăsta, dacă și ai target-uri și pompezi în ei, efectiv, e o distracție. E o distracție. După cum vezi, nu s-a mișcat din tufa lui, nici nu are de ce. În plus, el joacă la rating, sunt primele meciuri de la rating. S-a nimerit și pe supremație, conduc la puncte, deci nu e niciun stres, care problema? Trebuie să vină indienii ăștia pe ei, deci nu trebuie să meargă el neapărat cu tankul destroyer să facă push. Nu e necesar, simplu, nu e necesar. Conduc la puncte cu vreo 30 de puncte. Deci îmi place ce face. Joacă foarte pasiv, nu e forțat de joc, nu face push. Acum probabil că, da, K91 s-a cam dus acolo pe ei. Și ca urmare, da, probabil se gândește că ar trebui să meargă mai de aproape să-și ajute colegul. Uite aici un shot frumos. 681 max roll, ia și rup țeava la amărâtul la DC4. O, oh, doamne săraci. Sunt 7 versus 4, deci categoric că va înainta ca să facă un pic de damage. Dacă a depășit 4000 damage, e clar că mai poate să mai ciupească vreo 1000. 500-1000 sigur mai ciupește, pentru că, da, e sfârșitul meciului și categoric trebuie să-ți faci un pic de damage dacă tot ai ajuns până aici, nu? Aici se dă un shot frumos, bineînțeles, un AP și un 559 damage făcut. După cum vezi, inclusiv cu muniția de bază poate să penetreze fără probleme acest 4-6-4-10 lower plate. Și uite care are 5900 damage făcut. Din păcate, doar o șinilă fără penetrare, ia să ne poate mai reușește totuși la S7, un shot. Ia să vedem. Bineînțeles. Și cred că s-a cam terminat. Ultimul dragul s-a dus. Deci un joc care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Jucat calculat, liniștit, fără grabă, nu te grăbește nimeni, conduci la puncte, care e scopul să mergi în prima linie să mori. Un damage foarte, foarte frumos, repet, astea sunt primele jocuri, după cum vezi, lumea se cam calibrează. Absolut a condus la damage și a dus echipa în spate. Deci a stat, a făcut snipe, a primit, bineînțeles, medalia de sniper badge, pentru că peste 85% din shot-uri a fost de la distanță. Foarte frumos jucat, 6500 de mici făcut, un high caliber și un master foarte bine, foarte bine meritat. Deci poți să stai liniștit cu acest înculeț, să-ți faci treaba de la distanță, vei face și credite, după cum vezi, 137.000 de credite. Vei face credite, ce să zic, îți poți ajuta echipa fiind un tank suport de la distanță categoric, dar aici vreau să subliniez că nu neapărat calitățile tunului te ajută foarte mult la treaba asta, pentru că ai văzut dispersia și shell velocity, din păcate, nu te ajută foarte mult ca să ai shot-uri foarte curate, foarte precise. Și hai să vedem și a doua față a acestui tanculeț, și anume faptul că eu l-am jucat un pic mai agresiv, vă spun sincer. Tot așa, primele bătălii, spun sincer, am avut undeva la 15 bătălii și win rate de 37%, ceea ce categoric nu este un win rate strălucit. De asemenea, average damage a fost sub 2000, ceea ce m-a mirat pe mine foarte mult. Ceva am greșit. E bine, acel ceva, să știi că la consumabile eu, în loc de două repair kit-uri, jucând în prima linie, am avut engine power boost-ul și acolo am pierdut foarte mult. Deci să ai foarte, foarte mare grijă, părerea mea că trebuie să ai neapărat două repair kit-uri în momentul în care tu vrei să fii cu tankurile heavy pe partea heavy-lor. Nu te sfătuiesc să mergi cu acest tank pe partea heavy-lor categoric, pentru că acest tankuleț nu are mobilitate să se ferească din tank mediu. Deci dacă te apropii de tankul mediu, el îți va face circle damage fără nicio problemă. Absolut fără nicio problemă. În schimb, dacă mergi cu tankurile heavy, e mult mai ușor de manevrat pe lângă sau față în față cu tank heavy, mult mai ușor de nimerit și ca urmare vei face și damage acelor tankuri. Aici nu fac decât să dau câte un shot, să mă dau înapoi, după cum vezi îmi las echipa în față, nu am HP, am doar 1750, ăla nu e HP de tier 10. Categoric îmi las echipa în față și dacă se poate din spate să mai furișesc câte un shot. Acum văd că colegii mei VK72 ăla, de exemplu, s-a cam băgat acolo pe ei, încerc să o chesc pentru că am max roll pregătit și da, uite, am primit max roll 681 pe muniția gold, super tare.
Mouse-ul lor văd că s-a băgat aici la noi. Ia hai să vedem o dată. Garaj, am pus tabele, tacul de pe dreapta și ca urmare avem cale liberă să înaintăm. Încă un bounce frumos aici încasat de la un TD. Aici primul bounce care l-am dat, nu m-am focusat cum trebuie pe acel M5O. Și bineînțeles acum mi-am pregătit high explosive, ok, nu a reușit să-l scot. Un muschetar pe aici a prins 400 să se plimbă, nu știu ce face. În fine, ia uite aici la shot-ul ăsta frumos. Vai de capul meu. Am dat cu high explosive cu speranța că îl voi face 100 de damage, dar am făcut 99, ceva de genul. E ok și așa, damage blocat până acum am 1500, deci după cum vezi poți să încasezi și bounce un tank dacă te înclini puțin, trebuie să te înclini puțin și să știi cam când tragi indianul tău, astfel încât să primești, uite, ca în cazul ăsta, să te înclini puțin să primești bounce. Deci un joc mai agresiv, după cum vezi în prima linie, dacă se poate în spate tankurilor heavy, dacă nu, chiar și în prima linie asta este, doar să fii înclinați, să-i deranjezi, să-i faci să tochească cât se poate de greu. Încă un bounce de la Chaser și să vedem rekill-ul, bineînțeles, l-am scos pe Eugen, din joc, 4380, să vedem high explosive pentru acest 183. Și ca meciul s-a terminat. Deci nu mare lucru, după cum ai văzut, 3100 damage blocat. 3100 damage blocat într-un tank destroyer, eu zic că e ceva, să știi. Poți să, categoric, poți să încasezi bounce în acest tanculeț dacă joci agresiv, dar nu uita să dansezi. Nu am făcut foarte mare damage pentru tier 10, 4400 nu este un damage wow, dar este un damage pentru mine personal acceptabil. Aș vrea să am pe toate tankurile 4400 damage, din păcate nu se prea poate. Altceva de zis de tank nu prea am, decât că îmi cer scuze Nicu că a durat așa de mult review-ul acest tanculeț. L-am făcut odată, dar acolo am făcut câteva greșeli și ca urmare l-am retras de pe YouTube. Ca urmare va rămâne ăsta, sper că te poate face să înțelegi că tankul ăsta se poate juca în mai multe feluri. Este un tank care are mai multe calități decât defecte, deci ca urmare tankul ăsta nu se poate spune despre că poți să joci într-un singur fel. Ăsta este un tank foarte, foarte bun, care poate să fie jucat în diverse situații. Ca urmare, tot ce ține de consumabile, provizii, muniție și echipament, nu le voi discuta pentru că asta rămâne la latitudinea ta, cum consideri tu că vei juca tankul, mai pasiv sau mai agresiv. Și dacă vine vorba de acest tanculeț, să știi că am un clip pentru tine, un pic mai vechiuț, cu Vic, care a reușit să facă aproape 9000 damage în acest tank și care poate să arate și acolo categoric calitățile acestui tanculeț. Deci încă o dată mulțumesc frumos Vic și Licky, jocuri care mie mi-a plăcut foarte mult, tankul îmi place foarte mult, promit să-l joc pe viitor. Tankul merită să știi să-l ai în garaj absolut și categoric. Este un tank fenomenal cu o penetrare uimitoare, chiar dacă damage-ul lui nu este foarte mare. Ești de două ori mai micuț decât un Jagdpanzer 100 și dacă stau să le compar cele două tankuri, tu cu acest tanculeț ești la fel de troll ca și el. Dar pentru că simplu fapt că ești mai micuț, ești mai greu de nimerit. Acestea fiind spuse, îți doresc mult, mult succes în Hori Type 3 și să ne vedem cu bine în următorul clip cu și despre Blitz. O zi bună, să-i salut!